Consiliul Național al PSD reunit la Craiova a dat undă verde candidaturii oficiale a lui Victor Ponta pentru funcția de președinte al României. Inundațiile din țară au impus prezența premierului pe teren în zonele afectate în momentul în care socialdemocrații erau reuniți în sala sporturilor din Craiova. Chiar dacă ora anunțată pentru debutul întâlnirii celor aproximativ 6.000 de socialdemocrați din țară nu avea să-l găsească pe liderul partidului în sală, aceștia au respectat programul anunțat începând ședința. Cei care au luat cuvântul de la tribuna Consiliului Național al PSD au subliniat printre altele motivele pentru care îl vor susține pe Victor Ponta în cursa pentru Cotroceni. Rovana Plumb a menționat seria succeselor electorale, subliniind: am câștigat împreună alegerile locale, am luptat și am adus la vot exact acum 2 ani 7,4 milioane de români. Am luptat și am câștigat cel mai mare scor în 2012 la parlamentare, anul acesta la alegerile europene. Împreună, noi toți suntem o forță și vreau să vă întreb, mai câștigăm o dată? Nu vă aud, mai câștigăm o dată? Da, câștigăm împreună cu Victor Ponta, cu noi toți și cu România! Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator, a spus că România are nevoie de un președinte. România nu a avut președinte în ultimii 10 ani. A venit însă timpul acum ca România să aibă din nou un președinte. După 10 ani în care societatea românească a fost divizată, umilită, mințită, după 10 ani de nedreptăți și conflicte, a venit timpul ca România, românii, să aibă un președinte adevărat. Ecaterina Andronescu a apreciat faptul că Victor Ponta a optat pentru atribuțiunile de premier, alegând să se afle pe teren în momentul debutului ședinței. Nu mi-aș fi putut imagina vreodată că pot să mă bucur că domnul Ponta nu este astăzi cu noi. Dar astăzi dați-mi voie să vă spun că mă bucur că a ales ceea ce este mai important pentru românii care au nevoie de domnul Ponta. Ecaterina Andronescu a subliniat: în cea de-a doua parte a întâlnirii și-a făcut prezența și Victor Ponta, însoțit de Liviu Dragnea. Luând cuvântul acesta din urmă, a avertizat că bătălia pentru Cotroceni nu va fi deloc ușoară. Să fim conștienți toți că nu există victorii ușoare în alegerile prezidențiale. Această regulă este valabilă oriunde în lume, iar la noi, partid, cu atât mai greu. Mai ales că în România funcția prezidențială are importanță covârșitoare în arhitectura statului și are încărcătură emoțională profundă. Oricât de slab ar părea adversarii noștri, cât de vulnerabil ar fi, victoria nu va fi niciodată ușoară. Să nu uitați că vanitatea este cel mai grav păcat. Am văzut mulți candidați, inclusiv la noi, care au crezut că sunt deja președinți. Să nu ne stăm înșelați de avansul pe care îl avem și să nu uităm că cel mai important lucru este să muncim, să fim organizați și că Victor Ponta va fi președinte atunci când se va număra ultimul buletin de vot și rezultatul va fi oficial. Victor Ponta le-a transmis socialdemocraților că în acest moment are dezavantajul care ar putea să se transforme în avantaj de a se ști totul despre el. O situație specială s-ar putea să fie o slăbiciune, dar eu cred că este totuși un avantaj. Sunt primul candidat la funcția de președinte al României, despre care știți absolut tot. N-am absolut niciun secret. Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc, e singurul lucru, de altfel, pentru care trebuie să-i mulțumesc lui Traian Băsescu și propagandei sale. Referitor la situația produsă de inundații, chiar în ziua anunțării candidaturii sale, Victor Ponta a privit partea plină a paharului. Am lansat candidatura, fără să știu și fără să-mi programez în acest fel, alături de câțiva eroi salvamontiști care au scos oameni din mijlocul apelor,
alături de jandarmi, de polițiști, de pompieri care fac și acum, când noi suntem aici, ceea ce fac de fiecare dată, ajută pe oameni la nevoie. Mi-am lansat candidatura fără să știu și fără să mă pregătesc, alături de oameni curajoși, care mi-au spus, domnul prim-ministru, bine că ați venit, dar putem și avem curaj și putem să trecem peste aceste necazuri, dar și alături de oameni deznădăjduiți, oameni care și-au văzut munca de o viață distrusă de natură în câteva minute, oameni care așteptau de la mine și de la noi toți sprijin, dar și compasiune în momentele foarte grele. Cred că mi-am lansat candidatura fără să fie pregătită și fără să mă gândesc așa, alături de români, alături de cei care de fiecare dată au avut și au nevoie să știe că nu sunt singuri la nevoie. Și dacă s-a întâmplat acest lucru, sunt convins că o să avem succes în tot ceea ce ne propunem de acum încolo. La finalul întâlnirii, delegații au aprobat cu unanimitate de voturi rezoluția privitoare la candidatura oficială a lui Victor Ponta pentru funcția de președinte al României.